Pacea Domnului. Haideți aici în față, aici unde nu plouă. Haideți aici mai aproape. Din coace de ei nu o să filmeze pe voi, o să filmeze numai pe mine. Haideți mai aproape. Haideți mai aproape. Hai să nu stăm în spate. Venim aici. Verificați dacă să nu stați în partea cealaltă. Unde nu plouă. Haideți mai aproape. Putem să începem? Dragii mei, vrem să luăm timpul aceasta pentru rugăciune înainte să intrăm înapoi în lecția noastră de astăzi. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru care este în cer, îți mulțumim pentru că Tu ne-ai dat timp ca să putem să studiam împreună din cuvântul al Tău. Dă-ne nouă această putere, înțelepciune și dorința de a fi împreună cu Tine. Vrem să cerem astăzi, Doamne, ca Tu să poți să sugheze familiile noastre. Inspiră-mă, Doamne, ca orice lucru pe care noi să vorbim să vină de la Tine. Avem copii și vrem să știm cum putem să educăm pe copiii noștri pentru slava numele al Tău. De aceea cerem de la Tine ca Tu să poți să zăbovești în mijlocul nostru pentru slava numele al Tău. În numele Domnului nostru Iisus Hristos Te-am rugat și îți mulțumim. Amen. I even forgot that I was now speaking in Romanian. Am și uitat că vorbesc în română. And that I was supposed to be translated. Și că ar fi trebuit să fiu tradus. You know, that is what happens when you are very much at home, you forget. Asta se întâmplă când ești acasă, uiți. Okay. I want to say that if there is something that is so important in our homes, Dacă e ceva foarte important în casele noastre, aceștia sunt copiii. They are our children. Sunt copiii noștri. And I've discovered that when it comes to education. Am descoperit că atunci când vorbesc despre educație, parents are prepared to do anything for their children. Părinții sunt gata să facă orice pentru copiilor. You know, sometimes when I think about what Samson did with his family. Sometimes when I think about what Samson did with his family. Câteodată când mă gândesc ce a făcut Samson cu familia lui. I remember the Bible says that it says Samson found a wife among the Philistines. Samson a găsit o soție printre filisteni. And he said, I want to go there. Și a spus, vreau să merg acolo. And the parents said, have you not found someone among the Israelites? Și părinții au întrebat, nu ai găsit pe nimeni dintre israeliți? Why do you have to go to the uncircumcised? De ce trebuie să mergi la cei necircumciși? And he said, get her for me because that's the one that I like. Ia-mi pe cea pe care îmi place. So get her for me. Ia, luați-mi-o. So and then the Bible says, so Samson went down to Timnah. Așa că Biblia spune că Samson a mers la Timnah. And then from then on you discover that the parents also went down with him. Și de asemenea și părinții au mers împreună cu el. So what it's very interesting that Samson went down and the parents went down.
interesant e că Samson a coborât și și părinții au coborât după el. Then I discovered the relationship that exists between the parents and their children is so strong. Observ că relația dintre părinți și copii este așa de puternică. To the extent that you can even come to the extent of saying that when your children make some compromises, you are also prepared to make the same compromises with them. Încât dacă copilul face un compromis și tu îl vei face, ești gata să-l faci. And you know where it begins? Știți de unde începe? When the child is still small. Când copilul este încă mic. And so when we are looking at our children, atunci când ne uităm la copiii noștri, instead of looking at them as children, we have got to be trained for heaven. În loc să ne uităm la ei ca fiind copii care trebuie să-i antrenăm pentru cer, normally we look at them as the little angels. Ne uităm ca și cum ar fi niște îngerași micuți. And as a result, we don't touch them. Și nu ne atingem de ei. Why? Because we say, hey, how can I be able to be dealing with my angel like that? Pentru că ne gândim cum pot să mă comport așa cu îngerașul meu. Not knowing that instead of you training the child, să-l pregătești pe copil to be an angel, să devină un înger între ghilimele, you are actually training a criminal. De fapt, tu l-ai antrenat să devină un criminal. And one day that angel will beat you up. Și ce one day that angel. Și într-o zi acel înger te va bate. And then you'll be wondering what has happened. Și te vei întreba ce s-a întâmplat. It is because of the wrong type of training. Este din cauza educației greșite. And I would want to say, when we deal with the issue of education, tomorrow morning we are going to be dealing with the issue of education. Mâine vom studia despre educație. In the morning we are going to be dealing with that. Please don't miss that one in the morning. Vă rog să fiți aici, să nu ratați. Because we are dealing with that information, with that issue, which is very important pentru for our children. Discutăm despre această problemă care e foarte importantă. Allow me to just read this statement with you. Să citim un citat. In the book Education, page 45. În cartea Educație, pagina 45. And look at what is written here. Să vedem ce scrie. Wherever in Israel God's plan of education was carried out into effect. De fiecare dată când planul lui Dumnezeu de educație a fost pus în practică. Its results testified of its author. Rezultatele au mărturisit despre autorul lui. And who was that author? Cine era acel autor? That was God. Dumnezeu. Whenever God's plan of education was carried into effect. De fiecare dată când planul lui Dumnezeu a fost pus în practică. It is written that when the people looked at it, they simply said, you know what? These have got a different type of a leader. Când oamenii se uitau și-au dat seama că aceștia au avut un lider diferit. And so, I would want to say to you, my brother, my sister. Și aș vrea să vă spun, frați și surori. Best teachers for our children are the mothers and the fathers. Cei mai buni profesori pentru copiii noștri sunt mama și tata. Not the teachers at school. Nu profesorii de la școală. It's you and your wife. Sunteți dumneavoastră și soția. And if your children cannot listen to you, dacă copilul nu te poate asculta, never think that they will be able to listen to someone else. Să nu credeți că o să asculte pe altcineva vreodată. They may be able to respect him. Poate să-l respecte. Until they get to know them. Până când ajung să-l cunoască. Otherwise, you are the best teachers for your own children. Astfel, dumneavoastră sunteți cei mai buni profesori pentru copiii voștri. And so this is the reason why I think it's, let me just be able to see, I think this is 592 from Patriarchs and Prophets. Let's see. Din cartea Patriarchi și Profeți, pagina 592. I hope that's the one. Okay, fine. It says the Lord directed, the Lord himself directed the education of Israel. Domnul însuși a condus educația în Israel. His care was not restricted to their religious interests. His care. Grija lui nu era restrânsă doar la interesele religioase. Whatever affected their mental, orice ar fi afectat mintea sau or physical well-being, sau bunăstarea fizică, was also the subject of divine providence. Era de asemenea un subiect al providenței divine. And came within the sphere of divine law. Și a intrat în sfera legii divine. It became part of education. A devenit parte a educației. Let me explain. Să vă explic. Education is not only head knowledge.
Educația nu înseamnă doar cunoștințele mentale. It is also the heart knowledge. Este de asemenea și inima. So when we are talking about the heart knowledge. Deci când vorbim despre cunoștința inimii. It has to be that type of education that would be able to be affectionate. Trebuie să fie acel tip de educație care să cuprindă emoțiile. It does not only make the person to have a big head. Nu doar educație care îl face pe om să aibă un cap mare, o gândire amplă. But it should also be able to make the child to have a big heart. Și să facă acel copil să aibă și o inimă mare. In other words, it's not like I know. Nu e ca și cum eu știu. But it is also I love, I accept, I listen, I obey. Și eu iubesc, ascult. Mă supun. So, we are still dealing with the issue of working with our children. Încă vorbim despre lucrarea cu copiii. And God had commanded the Hebrews. Dumnezeu le-a poruncit evreilor to teach their children his requirements. Să învețe pe copiilor instrucțiunile lui. And to make them acquainted with all his dealings with their fathers. Și să-i fac to know the history of his working with their fathers. Să știe istoria care a fost cu părinților, cu strămoșilor. So, who is supposed to be the spiritual parent for your child? Cine ar trebui să fie părinții spirituali copilului tău? It's you. Tu. So, what type of a father are you supposed to be? Ce fel de tată ar trebui să fii? Whenever I see a family going down, ori de câte ori văd o familie care merge în jos, do you know whom I blame? Știți pe cine vinovăsesc? They are the fathers. Pe tați. You didn't hear what I said. N-ați auzit ce am spus. Whenever the family goes down, de fiecare dată când o familie merge în jos, I go back to the father. Mă duc la tatăl. Because the fathers have forgotten to take their position. Pentru că tații au uitat să-și ia poziția, să-și ia la poziție. I don't care that your wife beats you. Nu mă interesează dacă soția te bate. That's your own problem. E problema ta. You chose her, and so tu she ai beats ales you, and te bate. At least you wake up from there. O să te trezești. Cel puțin o să te trezești. But still, you are still supposed to be the head of the family. Dar tu ar trebui să fii capul familiei. Do you get what I'm saying? Înțelegeți? Why am I trying to put this thing across? De ce învățăm aceste lucruri? It's because we'll be wasting time to talk about the children if we don't talk about the teachers of the children. Pentru că o să pierdem vremea vorbind despre copii dacă nu învățăm despre profesorii copiilor. Are you getting what I'm talking about? Înțelegeți? The children cannot rise above their teachers. Copiii nu se pot ridica deasupra profesorilor lor. So they look at their teachers. Deci se uită la profesorii lor. And they simply say, okay, this is my teacher, that's my target. Și se uită, acesta e profesorul meu, aceasta e ținta mea. And so they would want to reach the standard of their teacher. Și vor să ajungă la standardul profesorului. But the best teacher is not any other but you, the mother and the father. Și cel mai bun profesor nu e nimeni altul decât mama și tata. So the first thing is that the father has got to create an atmosphere which is conducive to the learning of the children. Cel mai, în primul rând, trebuie ca tatăl să creeze o atmosferă care să which is conducive, I mean, which is good for the learning of the care children. E bună ca copiii să poată învăța. So in other words, we are supposed to be the teacher of the children. Cine ar trebui să fie profesorii copilului? Today I will not allow you to sleep. Azi nu vă las să dormiți. Because in this case I know you have got the children and when the children will be doing all that they do, you will not sleep. Pentru că știu că dacă aveți copii și ei o să facă tot ce vor, nu o să dormiți. So this is the reason why I'm simply saying the father has to have his position. De aceea spun că tatăl ar trebui să aibă poziția clară. Okay. Let me give you some few points from the Bible. Să vă spun câteva idei din Biblie. 1 Corinteni chapter 11 verses 3. 1 Corinteni 11 cu 3. What does the Bible say? Ce spune Biblia? Let's read together. Să citim împreună. 1 Corinteni chapter 11. You know it, but I'm going to read it together with you. 1 Corinteni 11. Știm deja, dar vom citi. Verse 3. Versetul 3. The Bible says, but I would have you know that the head of every man is Christ. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. And the head of the woman is the man. Că bărbatul este capul femeii. And the head of Christ is God. Și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Okay, that is the order. Aceasta este ordinea. In my home. În casa mea. With precious. Cu precious. The head of me is supposed to be Christ. Capul meu ar trebui să fie Hristos. And the head of precious is me. Și capul lui precious sunt eu. And the head of children is her. Și capul copilor este ea. That order is not supposed to be confused. Această ordine nu ar trebui să fie confundată. You know, I've heard some other women doing this.
Am întâlnit femei care fac următorul lucru. Who lack to have the respect for their own husbands. Nu au respect față de soțul lor. Hey, you are high quality. You see, they simply shout at their husband just like that in public. Pur și simplu strigă la soții lor în public. And they don't even show their respect for their own husbands. Nu arată respect propriilor lor soți. Did you know that when I am in the camp? Când eu sunt în tabără. And the people say, "Oh, Godfrey, you are powerful." Și oamenii spun, "Oh, Godfrey, ești puternic." Yeah, I may be happy. Da, poate mă bucur. But if my wife says you are a fool. Dar dacă soția mea spune că ești prost. Even if all of you will tell me that I am powerful. Dacă toți mi-ați spune că eu sunt puternic. I can't go about with my head up, my chest out. Nu aș putea să stau cu capul sus, cu pieptul înainte. Știți de ce? Because my wife thinks that I'm prost. Pentru că soția mea crede că sunt prost. Do you get what I'm talking about? You need to understand this, that every man loves to hear that, you know what, he is a man in his own home. Every man. Fiecare om. Okay, every man. Oh, I've forgotten that Diana is not married. Okay, am uitat că Diana nu este căsătorită. Și de aia. Okay. Fiecare bărbat. Okay, yes. Don't worry. We'll talk about that. Okay. Every man. Fiecare bărbat. You know, he would want to see that his wife respects him. Vrea să vadă că soția lui îl respectă. And when he is respected, și când el o respectă pe ea, then he can be able to stand tall in every situation. Poate să stea drept în orice situație. But if the wife does not respect him, dar dacă soția nu îl respectă, he will never stand up to reach the position of a man whom he is supposed to be. El niciodată nu o să stea drept ca bărbat așa cum ar trebui să fie. Now this is the reason why the Bible says, de aceea spune Biblia, the head of every man is Christ. Capul fiecărui bărbat este Hristos. And the head of the woman is the husband. Și capul femeii este bărbatul. So far are we still together? Suntem aici împreună până aici? Even if the wife is much more educated than the husband. Chiar și dacă soția e mult mai educată decât soțul. And the husband knows only how to dig the garden. Și soțul nu știe decât să sape grădina. And the wife is a professor at the university. Și soția e profesoară la facultate. The husband who digs in the garden is still the head of that professor at the university. Cel care, bărbatul care sapă în grădină este încă capul femeii care este profesor la universitate. And the Lord says that order has to be kept. Și Domnul spune că această ordine trebuie să fie păstrată. What has this to do with the training of the children? Ce are asta de face cu educarea copiilor? Let me just jump to that, just on this part. Haideți să sărim un pic în partea asta. Do you know when the mother shouts at the father? Știți că atunci când mama țipă la tatăl, the children no longer have the respect toward their own father. Copiii nu mai au respect față de propriul lor tată. You didn't hear what I said. N-ați auzit ce am spus. When the mother shouts at the father. Când mama strigă la tata. They discover that their father does not have any value. O să își dea seama că tatăl nu are valoare. And if the father does not have any value. Dacă tatăl nu are nicio valoare. My question is this: how should the children respect the father? Cum o să poată copiii să respecte pe tatăl lor? Let me come to another point. Să mergem la o altă idee. When the mother despises the father in the presence of the children. Când mama îl dezonorează pe tatăl în prezența copiilor. She has actually created a problem for her. De fapt, își creează probleme ei. Do you know what is going to happen? Știți ce se întâmplă? When the children shall grow up, când copiii vor crește, they will not respect their father. N-o să-și respecte tatăl. They can beat their father. Îl pot bate pe tatăl lor. But even after that, they will still not respect you as a mother. Dar nici pe tine ca mamă nu se respecte. I don't know whether you hear what I'm talking about. Nu știu dacă înțelegi ce spun. Because you know what the children will say. Știți ce o să spună copiii? They will simply say. O să spună. After they feel they've finished dealing with your father the way they want. După ce s-au comportat cu tatăl lor așa cum au vrut. And you remain you and the child. Și rămâi tu și copilul. You know what the children will say? Știi ce o să spună copilul? You want to treat me the way you treated my father? Forget about it. Tu vrei să mă tratezi cum l-ai tratat pe tatăl, adică pe soțul tău. Uită. I'm not going to accept that. Eu nu o să accept asta.
That will be coming from the children. Asta să vină din partea copiilor. You know where I come from? De unde sunt eu? There is a family. Este o familie. Whereby the mother was teaching the children to disobey the rule of their father. În care mama a învățat pe copii să nu se supună regulilor tatălui. And so the child would actually beat the father. Și copiii și băiatul îl bătea pe tatălui. Finally the father died. Într-o final tatăl a murit. And the mother remained with the child. Și mama a rămas cu copilul. And this is now a big man, he's married. Și acum este un bărbat, este căsătorit. The boy does not respect the mother. Acest bărbat nu își respectă mama. He does not respect the mother. Nu o respectă. Do you know why? Știți de ce? It's because he saw that respect is not part of this education in this home. A văzut că respectul nu e parte din educația so de acasă. So this point, when I'm still speaking about this point, mothers, please listen to me. Când vorbesc despre acest punct, mamelor, fiți atente, vă rog. Do you want your children to become to be able to obey you? Even when you are old, vreți ca copiii să vă respecte chiar și atunci când îmbătrâniți? Then you respect your husband. Atunci respectați-vă soțul. Amen. Amin. You didn't hear me. I didn't hear you. Amen. Hey, let your husband be able to grow big, man, when I'm talking to you. Lăsați ca soțul dumneavoastră să devină un bărbat adevărat. This is his time. Acesta este timpul lui. And then after years, got his position. După ce el a obținut această poziție. Now here is a point that is very important. Acum vine un punct foarte important. You know, in my house, în casa mea, I have many boys. Am mulți băieți. 4 boys, 1 girl. 4 băieți și o fată. And when you are raising up boys, it's not easy. Și atunci când crești băieți, nu e de ușor. You are raising up people with muscles. Crești oameni cu mușchi. And when you have got to talk to them, you have got to make sure that you are ready for anything. Și atunci când vorbești cu ei, trebuie să te asiguri că ești gata de orice. And so when you are talking to them, și când vorbesc cu ei, like when I talk to my boys, când vorbesc cu băieții mei, I tell them, look here. Le spun, uite. You have one mother. Aveți o mamă. One mother. O singură mamă. And you will never have another mother in life. Niciodată nu o să mai aveți o altă mamă. This is your only mother. Asta e singura voastră mamă. No matter what you think, that's your mother. Nu contează ce credeți voi, asta este mama voastră. And of course they know that is my wife. Și de asemenea știu că este soția mea. And then I say to them, și apoi le spun, listen to your mother. Ascultați de mama voastră. When she says something, când ea spune ceva, that you must do. Aceea trebuie să faceți. If you don't obey your mother, dacă nu asculți de mama, nu ascultați de mama, you have something to do with me. Aveți de face cu mine. And you will not pass over me so easily. Și nu o să treceți de mine așa de ușor. I'm talking to my boys. Eu le spun asta copilor mei. Do I love my boys? Hello. Îi iubesc pe băieții mei? Do I love my boys? Iubesc. Yes, I love them. Da, iubesc. But I've got to train them to obey the mother. Why? Dar trebuie să-i aduc să se supună mamei. De ce? Because being a boy does not mean I have the best. No. Pentru că fiind băiat nu înseamnă că am... Okay. All right. Being a boy does not necessarily mean that now you have got to show that you've got a deep voice. Right? But when you are a boy, dar când ești băiat, you have got to show it by respecting your mother and helping her in the duties that she needs to be helped in. Trebuie să arăți că o respecti mama și o ajuți în treburile pe care le-ai. Now, look at what we do. Uitați ce facem. I talk to the boys and express beautiful things about my wife, their mother. Vorbesc cu băieții și le spun lucruri frumoase despre mama lor, soția mea. So that they can be able to obey and respect her. Ca ei să poată să o asculte și să se supună, să respecte. And when I'm away, și când sunt departe, my wife talks to the children. Soția mea vorbește cu băieții. And then she says, și le spune, you have never had such kind of a wonderful father like the father that you have. You have never had any wonderful father like the father that you have. N-ați avut un tată așa de minunat cum este tatăl vostru. Your father, look at what he has done. Uitați ce a făcut tatăl vostru. He has done this. A făcut asta și asta. And this. Și asta. And this. Do you see what type of a father you have? Vedeți ce tip de tată aveți? In fact, what happens is this. Ce se întâmplă este? When my children would want to ask for money. Când copiii vor să ceară bani. They don't go to their mother. Nu merg la mama.
Because they would be asked 10, 17 questions. Pentru că o să li se pună 10, 17 întrebări. 10, 17 întrebări. Okay, and before they can be able to get the money. Înainte să primească banii. When they come to me, dar când vin la mine, I don't talk a lot of things. Nu vorbesc prea multe. I simply ask the question for what. Pur și simplu întreb pentru ce trebuie. Okay, I want to do this. Okay, fine. Here you are. Vreau să fac asta, okay, poftim. Okay. And when I have the money, și când am bani, I take the money and I give to my wife. Îi iau și dau soției mele. So when they come to me, I don't have the money. Atunci când ei vin la mine să nu am bani. So if one everything go to your mother. Da, și atunci ei trimit la mama lor. And when they go to their mother, they are not going to go away so easily. Și atunci când merg la mama lor, nu o să plece prea ușor de acolo. To such an extent that my children, our children know that there is a web of connection. There is a connection between me and their mother. Deci copiii noștri știu că este o conexiune între mine și soția mea. And that connection is important for our children. Și conexiunea este importantă pentru copiii noștri. It is very important for our children. Este foarte important. But sometimes they would come and they would ask me a question. Daddy, dar uneori vin și mă întreabă, tată, can I go to this place? Pot să mă duc în acest loc? Do you know what question I ask? Ce se întreb? What did your mother say? Ce spune mama ta? And when they go to the mother, și când merg la mama, mommy, can I go to this place? Mama, pot să mă duc în locul ăsta? The mother says, what did your father say? Mama întreabă, ce spune tata? And they say, you guys, I mean, what are you doing? Și ei nu înțeleg ce faceți voi. We go this side and we are sent this side. Mergem aici și ne trimiteți dincolo. So they simply say, I was already at my mother. Și o să zic că am fost deja la mama. What did she say? Și ce a spus ea? She said, go to your father. Și ea a spus, du-te la tata. And so when they come to me, deci când vin la mine, then I know I finally give the final answer. Știu că atunci eu o să le dau răspunsul final. And once I give an answer, și odată ce le dau acest răspuns, she can no longer change it. Ea nu mai poate să-l schimbe. Because I've already spoken. Pentru că eu deja am vorbit. Do you get what I'm talking about? Înțelegeți? And if my wife says something, dacă soția mea spune ceva, even if I believe that she is wrong, chiar dacă eu cred că ea greșește, about the children, în legătură cu copiii, I will tell the children, do it. O să le spun copiilor, faceți eu. That's your mother. Aceea e mama voastră. She has said it. Ea a spus. What she has said is law. Ce a spus ea e lege. And they know it. Și ei știu asta. So I play my role as a father. Deci eu am rolul acesta de tată. And then I've got to protect my wife, their mother. Și trebuie să o protejez pe soția mea, mama lor. And as a result, the children will have to respect their mother and me at the same time. Și copiii atunci o să respecte atât pe mama cât și pe mine de asemenea. Let me add on to say. Să vă mai spun ceva. Whenever we would fight, me and my wife. Ori de câte ori eu sau soția mea ne luptăm. You know who suffers? Știți cine suferă? They're the children. Copiii. Because they get to participate in the fight of the father and the mother. Pentru că ei participă în această luptă. And I would want to say to all of you. Și aș vrea să vă spun tuturor. Even if you have got divergence or differences between the two of you. Chiar dacă aveți divergențe între voi doi. Don't resolve that problem before your own children, please. Nu rezolvați problemele în fața copiilor, vă rog. Because you are destroying your own children. Pentru că îi distrugeți. Don't allow your children to become the referee. Nu lăsați ca copiii să devină arbitru vostru. No, mami. Nu, mama. Nu ai văzut că tata vorbește bine? Hai, tati, lasă pe mama. Hai, mami. No! I don't allow the children to come and teach me how to treat my wife. No. Nu îi las pe copii să vină la mine să mă învețe cum să o tratez pe soția mea. Why? De ce? Because I was born before this child was born. Pentru că eu am născut înainte de acest copil. Do you get what I'm trying to say? And I'm simply saying that my child cannot be the referee between me and my wife. No way. Copilul nu poate să fie arbitru între mine și soția mea. Even if my wife is wrong. Chiar dacă soția e greșită. She doesn't have to tell me that my wife is wrong. Nu trebuie să-mi spună copilul că soția e greșită. I have to say, touch. Trebuie să-i spun să tacă. Și du-te de aici. Du-te. Repede, 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 repede. Shut up and leave. Nu este locul al tău aici. Why am I saying this? De ce spun asta? It's because this type of this dealing with the children helps the children to grow up knowing where they are supposed to be. Okay. Comportându-ne așa cu copii, ei învață cum să crească și să se comporte. Now, how can you be able to be a right type of a father? Cum poți deveni un tată bun? All the fathers who were good in the Bible, they had a good connection with God. Toți tații care au avut succes au avut o relație cu Dumnezeu. Whenever you see your family going down,
De fiecare dată când vedeți o familie mergând de jos, ask yourself, how is my relationship with God? Întrebați-vă, cum e relația mea cu Dumnezeu? What am I doing with God? Ce cum e cu Dumnezeu? Am I talking to my father every day? Vorbesc eu cu Tatăl Ceresc în fiecare zi? Because the head of every man is Christ. Pentru că capul fiecărui bărbat este Hristos. So whenever I wake up, I've got to talk to my head. Deci de fiecare dată când mă trezesc, trebuie să îmi ridic capul. And can I tell you this? Și pot să vă spun asta? My children, copiii mei, know my place of prayer. Îmi știu locul de rugăciune. They know it. Că îl cunosc. Whenever they see that their father is not in the house, de fiecare dată când văd că tatăl nu este în casă, they know he has gone to his place of prayer. Ei știu că tatăl a mers la locul de rugăciune. One time, odată, some visitors came to my place. Au venit niște vizitatori la noi. And they said, we are looking for your father. Și au spus, îl căutăm pe tatăl tău. And Tino said, și Tino a spus, ah, he's at the place of prayer. El este la locul de rugăciune. Let me go and call him. Mă duc să-l chem. He got onto his bike. Se ia și a bicicleta. And he came to the place. Și vine la acel loc. Unfortunately, that day I had changed my place of prayer to another area. Din păcate, în acea zi am schimbat locul de rugăciune. But he knew that my father has to be in another place praying. Dar el știa că tatăl este într-un loc rugându-se. Why am I trying to give you this? De ce vă spun aceste lucruri? I'm not trying to say that I'm a good father, but I'm just trying to say. Nu zic că sunt un tată bun. I'm trying to simply explain something that is very important, a principle. Dar vreau să vă explic un principiu. Let your children be able to understand that you are not only a Christian at the church. Lăsați copiii voștri să cunoască că nu sunteți doar un creștin la biserică. But let them be able to know that you are even a Christian even at home. Dar să știe că sunteți un creștin și acasă. And once they know that, și odată ce știu acest lucru, you know what they are going to start doing? Știți ce o să înceapă să facă ei? They'll say, I also want to become a Christian like my father. O să spună, vreau și eu să devin creștin ca tatăl meu. So that I can also have a place of prayer. Ca și eu să am un loc de rugăciune. Let's go down. Să mergem mai departe. You have read from the book of Ephesians chapter 5. Din Efeseni capitolul 5. Ephesians chapter 5. Efeseni 5. I will read this one together with you. O să citim împreună. Okay, you have read this one before, but allow me to read it together with you. L-am citit și înainte, dar mai citim o dată. Okay, wives, verse 22. Versetul 22 și 23. You know, there is a witness of wives. Este o mărturie a soției. Okay, witness. Witness. O slăbiciune a femeilor. Okay. The weakness of wives is this. Slăbiciunea soțiilor este aceasta. They forget to respect their husbands after marriage. Uită să-și respecte soții după căsătorie. Before marriage. Înainte de căsătorie. They know how to respect their boyfriends. Știu să-și respecte prietenii. Ah, nu mă înțeles. Okay. Before marriage. Înainte de căsătorie. Ah, I remember one time we were looking at one couple. Știu că odată ne uitam la un cuplu. Who were actually speaking and they say, ah. Care vorbeau și spuneau, ah. Eu sunt supus. Before the marriage. Înainte de căsătorie. Eu sunt supus bărbatul meu. Înainte de căsătorie spunea că este supusă. Before marriage. After marriage is another story. După căsătorie e o altă poveste. And so Paul, when he's writing, deci când Pavel scrie, he says here, spune, why submit yourself unto your own husbands as unto the Lord? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Why is it important? De ce este important? This is not talking about boyfriend and girlfriend. This is talking about the husband despre, and wife. Iubita și despre soția. Then he says, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. And he is the savior of the body. El este mântuitorul so capului. The Lord is simply saying here, spune, after marriage, după căsătorie, wives, make sure that you respect your own husband. Soțiilor, asigurați-vă că vă respectați soțul. There is a witness of the husband. Este o slăbiciune a bărbatului. After marriage. După căsătorie. Do you know what our weakness is? Știți care este slăbiciunea noastră? We forget to love our wives. Uităm să ne iubim soțiile. I mean, we forget, it happens, we forget. Se întâmplă, uităm. Hey, it happens. Dar se întâmplă. We just forget to love our wives and. Uităm să ne iubim soțiile. But when you are a girlfriend. Dar când ești cu prietena ta. We don't forget. Așa nu uităm. We can even bend the sole of our shoes looking for you. Putem să ardem talpele. Putem să ne ardem talpele pentru căutându-o. Nu mai se caută pe tine. Se merge, merge cu pantofi foarte bine așa și după aceea merge așa, pantofi așa. Cam așa. De ce? Pentru că încă caută pe iubita acolo. Unde?
See, one time I was in Zimbabwe. And I took a Romanian to Zimbabwe. Și am luat un român acolo în Zimbabwe. And then I went to my wife's place. Și am mers la casa soției mele. And it was in the night. Era noapte. And you know that place you have got to cross two rivers. Și ca să ajungi acolo trebuie să treci două râuri. And then you have got to be climbing stones and going down the stones. Și apoi să te cazi pe niște stâni și să cobori. And then sometimes when you are trying to get there with the car, you really need to negotiate your way to get to the place. Și ca să ajungi acolo cu mașina trebuie să te abați un pic din drum, adică să găsești drumul ca să ajungi acolo. And so I went with this person. Și am mers cu această persoană. Then when we are in the middle of nowhere. Eram în mijlocul sărbăticiei. He asked the question. Și l-a întrebat. But how did you find your wife here? Dar cum ți-ai găsit soția aici? How did you find your wife here? Because now we are even failing to get through to the place. How did you find this? Cum am reușit să mergem până acolo? Cum ai găsit-o tu aici? When a person is in love, he finds the way. Dacă o persoană e îndrăgostită, o să găsească o cale. Even if it means you've got to drop there with the helicopter or parachute, you will get there. You are looking for him. Chiar dacă trebuie să mergi cu elicopterul sau cu parașuta, o să ajungi acolo ca să. But after marriage. Dar după căsătorie. We have forgotten. Uităm. It happens. And Paul writes this statement and he says. Pavel scrie. Husbands, verse 25. Versetul 25. Husbands, love your wives. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Even as Christ loved the church. Cum a iubit și Hristos. And gave himself for it. Și s-a dat pe sine pentru ea. This is our problem. Aceasta este problema noastră. We forget after marriage. Uităm după căsătorie. And yet here is the message. You are reminded, love your wife. Și aici ne se amintește să ne iubim soțiile. A wife should never be beaten. O soție niciodată nu ar trebui să fie bătută. Never. Niciodată. When I say never, I mean never. Când spun niciodată, mă refer niciodată. I don't care if she has a broken mouth. Nu mă interesează dacă vorbește urât. I don't care if she doesn't know how to control herself. Nu mă interesează dacă nu are autocontrol. Am crezut că o să spune gura spată. Okay. All right? So I don't care about that. Nu mă interesează asta. But you have no right to raise up your hand and then you hit your wife. Nu ai niciun drept să ridici mâna și să o lovești pe soția ta. No, sometimes wives speak too much. Câteodată soțiile vorbesc prea mult. Yeah. I mean, you married. You chose. Căsătorit, ai ales. If you have chosen, you have chosen. Dacă ai ales, ai ales. And you remain with her. Și rămâi acolo cu ea. And she speaks. Și ea vorbește. And you sleep. Și tu o să dormi. And when you wake up, și când te trezești, she is still speaking. Ea încă vorbește. You sleep again. Și dormi din nou. And by the time you wake up in the morning, și când te trezești dimineața, you see that she is tired. Vezi că e obosită. Then you love her. Și apoi o iubești. And you go ahead. Și mergeți mai departe. I'm simply saying that day you have got into a company that you don't come out. Ai intrat într-o legătură din care nu mai ieși. Now, why do I speak about these things when we are talking about training the children? De ce vorbesc despre asta când noi vorbim despre educarea copiilor? It's because all these things are very important when you are training your own children. Aceste lucruri sunt importante când îți educi copiii. Children would love, Sister White says, I hope I'll find it. That should be in the book Adventist to Home. Prin noi scrie în Căminul Adventist. Yes. I hope I'm going to find it. 198. Let's see if that is the one. Oh. I found it. Praise the Lord. Am găsit. Slavă Domnului. Okay. It's in Adventist Home, page 198. Okay, it is Adventist Home, page 198. Okay, look at what is written here. Să vedem ce scrie aici. Okay, the best way. Cea mai bună cale to educate the children, de a educa pe copii, to respect the father and the mother, să-și respecte tatăl și mama, is to give them an occasion so that they'll be able to see the father offering attention to the mother and the mother respecting the father. Este de a le da ocazia de a-l vedea pe tata oferind atenție amabile mamei, iar pe mama respectându-l pe tata. Can I ask you this question? Pot să vă întreb acest lucru? How do you treat your wife? Cum îți tratezi soția? The children are seeing. Copiii văd.
How do you treat your husband? Cum îl tratezi pe soțul tău? The children are seeing. Copiii văd. And how they see you? Și cum vă văd pe voi, doi? That's how they are going to react. Așa o să reacționeze ei. There's somebody who put a video on the internet. Cineva a pus un video pe internet. The father was talking to the child. Cu un tată care vorbea cu copilul. And the father was saying. Tatăl spunea. I love you, my girl. Te iubesc, fata mea. The child said, du-te, tata. Și copilul a spus, du-te, tata. Du-te, tata, du-te. And then the father would simply say, but why? Și tatăl l-a întrebat, dar de ce? Du-te, tata, du-te. And my first question is, where did the child learn those words from? Și întrebarea mea este, de unde a învățat copilul aceste lucruri? Something is happening in the house. Ceva se întâmplă în casă. Casetofon registrează. And at the right time it will begin to produce what it has been recording. The child is copilul recording. Copilul o să înregistrează toate aceste lucruri. And then from then on will begin to throw the message the same it is. Și apoi el o să exprime aceleași lucruri. I want to call my wife here. Vreau să o chem pe soția mea. Okay, just come. Just come this side. Okay, I want to say something here. Vreau să spun ceva. The best way in which we can train Rufaro. Cea mai bună metodă prin care o putem educa pe Rufi, pe Rufaro, is when Rufaro sees me loving and respecting the mother. Este atunci când Rufaro mă vede pe mine respectându-o și iubindu-o pe mama. Not only that, seeing me also helping her in the things that she would want to be helped. Nu doar atât, dar și ajutându-o în lucrurile de care are nevoie. And so Rufaro would look at me as the right type of a husband for her. Deci Rufaro se va uita la mine ca la tipul de bărbat care ar trebui să-l aibă pentru ea. And whenever she is going to be looking for a husband. Și când va căuta un soț. Do you know what is the model? Știți care va fi modelul? Who is the model? Cine e modelul? Is the father. Tatăl. And then she looks at me. Și apoi se uită la mine. And one day, I don't know whether I told you this, but I'll tell you again. Nu știu dacă v-am spus, nu mă spun din nou. One day. Într-o zi. I was busy cooking. Eram ocupat gătind. I was just cooking in the house. Doar găteam. And then she came to me and says, Debbie. Și a venit la mine și mi-a spus, tata. I want to be married to a husband like you. Vreau să mă căsătoresc cu cineva ca tine. Why? Because I cooked at least one time. Deși eu gătesc rar. And when I cooked, she said, you know, I want a husband who can also be able to cook. Și ea a spus, vreau și un soț care să poată să gătească. Now, in her mind, în mintea ei, a husband who can also cook helping the wife is the ideal husband. Do you get what I'm saying? Bărbatul care știe să gătească și își ajută soția este soțul ideal. Let me give you a change of things. Să schimbăm un pic acum. I have a girl and I've got boys in my room, in my house. O fată și băieți în casă. Now, let's look at what happens. Uitați ce se întâmplă. I said Rufaro will look for a husband like me. Am spus că Rufaro se uită la un soț ca și mine. Why? De ce? Because that's the only model of a husband, a man who is married, that she knows. Pentru că e singurul model de soț pe care ea l-are. And so, if I am going to beat my wife. Deci dacă eu îmi bat soția. Boom. If I'm going to do that. Dacă eu fac asta. Rufaro is looking at me. Rufaro se uită la mine. And she's seeing how abusive I am. Și vede cât de abuziv sunt eu. Do you know what she says? Și ce spune ea? And when she sees her staying there. Și când o vede pe mama ei stând acolo. She cries a little bit and then she goes and then she washes her face and she comes there. Apoi merge și spală fața și se întoarce. Do you know what is going to happen to her? Și ce se întâmplă cu ea? She says that's the way to go. O să spună așa sau așa merg lucrurile. When she shall be married to an abusive husband. Când ea o să se căsătorească cu un om abuziv. Do you know what the problem is? Știți unde a fost problema? It's me. La because mine. She saw it in me. Pentru că ea a văzut-o în mine. And so she gets an abusive husband. Are deci you following ea me? O să aibă un soț abuziv. And so if my wife shouts at me. Dacă soția mea strigă la mine. In the presence of Simba. În prezența lui Simba. I want you to know something. Vreau să știți ceva. She say, he says, my mother is the best mother that I know under the sun.
El spune că mama mea este cel mai bun model pe care l-am sub soare. And as a result, when he looks for the wife, și când el se uită după soție, he looks for the wife who is like the mother. El caută o soție ca mama lui. The mother who shouts at the father. O mamă care strigă la soțul ei. Now I want to change the whole thing. Acum să schimbăm toate. Rufaro is married. Rufaro este căsătorită. And then she marries to a husband who beats her. Boom. Și se căsătorește cu un soț care o bate. And then I am going to visit them. Și apoi eu mă duc să-i vizitez. And I hear boom, wah, boom, wah. Aud cum o bate și cum ea plânge. And then I ask, who is doing that? Și întreb, cine face asta? No, it's actually your daughter who is being beaten by the husband. It's your daughter. It's de fapt, este fiica ta. Who is being beaten? Care este bătută de soțul ei. By the husband. What am I going to say? Ce să spun atunci? Lasă că așa se întâmplă în casele. Hai să plecăm înapoi acasă. Do you think that is what is going to happen? Asta credeți că se va întâmpla? No. No. I also begin to roll my sleeves. O să încep să mi suflec mânecele. And I simply say, this boy has not been taught a lesson. Let me go and resolve. Acest băiat n-a fost învățat o lecție. Lăsați-mă, lasă să rezolv eu. But it's too late. Dar e prea târziu. I was supposed to solve it when I was beating the mother. Trebuia să rezolv asta când eu îmi băteam soția. I don't know whether this point is clicking to you. Are you hearing what I'm saying? Ați înțeles ce vreau să spun? Is it making sense? Are logică. I'm simply saying that an abusive relationship will cause our children also to have the same abusive relationships later. O relație abuzivă o să facă ca și copiii să aibă acest fel de relație mai târziu. I go with her and visit Simba. Mă duc cu soția și îl vizităm pe Simba. And we find somebody shouting like a demon. Și găsim acolo pe cineva care strigă ca un demon. And we ask, who is that one who is shouting? Cine e acela la care strigă? No, este nora noastră. It's our daughter-in-law. And this daughter-in-law is shouting at who? Și această noră la cine strigă? At your son. La fiul tău. The one that you've raised up. La cel pe care l-ai crescut. What is Precious going to say? Ce o să spună Precious? Hai să plecăm înapoi acasă. Let's go back home. Why? It's normal. This happens. Don't worry. This happens. Se întâmplă, nu te îngrijora. But I want you to understand this clearly. Dar vreau să înțelegem clar. She will not do that. Ea nu o să facă asta. She will actually be able to say, no. Let me go and solve the problem. Nu, lasă-mă să merg să rezolv problema. La Nora. But now it's too late. Dar acum e prea târziu. She was supposed to do that when she was respecting me. Do you get what I'm saying? Asta când nu m-a respectat pe mine. Thank you. My brother and sisters. I'm simply trying to say, încerc să spun, it is our relationship that will help us to raise the children. Relația noastră o să îi ajute pe copii să crească. So the first thing that I can say to you is this. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este, husbands, love your wives. Soților, iubiți-vă nevestele. Husbands. Soților. I have my friend Bogdan. Am un prieten Bogdan. And when I'm speaking with him, și când vorbesc cu el, we speak, we fight, we speak, we fight. Vorbim, ne luptăm. We fight. And my message that I would give to Bogdan would be this. Și ceea ce aș spune lui Bogdan ar fi? Bogdan, love your wife. Bogdan, iubește soția. Ah, dar fratele meu, mă certă cu mine. She is shouting at me. And even though she is shouting at you, love your wife. Chiar dacă se țipă la tine, iubește-o. Until when? Până când? Because when you got married, pentru că atunci când te căsătorești, you did not make a covenant with your wife. Nu faci un legământ cu soția ta. You made the covenant with God. Faci un legământ cu Dumnezeu. Because it is God who said, pentru că Dumnezeu spune, love your wife. Iubește soția. Amen. Amen. Is it your wife who said love your wife? Soția spune iubește soția? Is it your wife who said husbands love your wives? A spus soția, bărbaților, iubiți-vă nevestele? Nu m-ați înțeles. Mai bine să vorbesc în românește. Întrebarea este, oare soția ta este aceea care a spus că iubiți-vă pe nevestele? Cine a spus cuvintele aceasta? Cine? Dumnezeu! Atunci legământul pe care tu ai făcut cu cine? Cu Dumnezeu! Atunci este Dumnezeu care are ultima cuvântul. Dacă Dumnezeu are ultima cuvânt, atunci tu ai relația ta cu soția ta, cu această bucurie. De ce? Pentru că Dumnezeu a zis. Și soțiile, Dumnezeu a zis să fii supus bărbaților voștri.
Dar bărbatul meu este prost. Întrebarea este cine a căutat, cine a ales un om prost? Cine? Nu m-ați înțeles. Cine a ales prost în casa? Tu. Atunci cine este mai prost, tu sau bărbatul tău? Nu m-ați înțeles. Adică pentru că dacă tu ești deștept, trebuie să alege cineva care este deștept. Dar dacă tu ești prost, caută pe bărbat care este prost, atunci să nu plânge ca bărbatul meu este, vai ce prost pe care am găsit. Tu ești mai prost decât el. Pentru că tu ai ales. Ai avut metoda, ai avut de unde să alege și numai la sfârșit de toate ai ales asta. Atunci cu aia rămâne. Ok, I was simply saying this. You know when a wife says, you know, my husband is a fool. I mean, I've married a very stupid husband. My question is this: who chose that husband? It's you. So who is much more stupid, your husband or you? The one who chose, because you had the power of choice, and in all the husbands you chose and said, what, this one I don't want, this one, but that stupid one, that's the one that I want. So don't cry about him. Do you get what I'm trying to say? I was simply trying to push this thing so that it becomes clear for all of us. Let's come down to our children. Să ne întoarcem la copii. Now we have our children in our homes. Avem copii acasă. And we begin to talk to them. Și începem să le vorbim. Have we understood something so far? Ați înțeles ceva până acum? Amen. Amin. What should the husband do? Ce face soțul? To love the wives. Își iubește soția. What if she talks too much? Ce ar fi dacă ea vorbește prea mult? You still love her. Încă o iubești. Do you beat her? O bați? No way. Niciun caz. No matter what happens. Orice s-ar întâmpla. You don't have to beat her. Nu o poți, nu ai voie să o bați. That is your wife. Aceea este soția ta. You've chosen her. Tu ai ales-o. And remain with her. Și rămâi cu ea. In fact, when you looked for her. De fapt, când o căutai. Did you beat her for her to love you? Ai bătut-o ca să te iubească? Pa, iubește pe mine. O să rămâne fără sarmale. So, what you did is that you convinced her to love you. Tu ai convins-o să te iubească. Convince her even in marriage for her to love you. Convins-o și în căsnicie să te iubească. Amen. Amen. Fight for the love from your own wife. It's yours. Luptă-te pentru dragostea soției tale. But don't forget, except the Lord build the house. Dacă nu zidește Domnul o casă, they labor in vain those that build it. Degeaba lucrează cei ce o zidesc. Okay, now what do we do when you have got our children now they are growing up? Ce facem atunci când ne cresc copiii? I just want to let me make sure that I don't go beyond the Okay, fine. I have only 10 minutes. Let me just be able to conclude by simply saying this. Haideți să concluzionăm. You have got your children who are growing up in the house. Aveți copii care cresc. I told you, train them when they are still very small. Am spus să-i educați cât încă sunt mici. And here is what I would want to say to all of you. Și asta vreau să spun tuturor. When your child is growing up, când copilul tău crește, please be very, very attentive to this point. Te rog să fii foarte atent în acest punct. Never allow your child to say, I don't want. Nu lăsa niciodată pe copilul tău să spună, nu vreau. Deja am calcat deja pe degete mic la anumit oameni acum deja. Why? Because we let our children say, nu vreau, tată, nu vreau. I-am învățat pe copii să poată să spună, nu vreau, tata, nu vreau. And we begin to laugh at that. Și noi începem să râdem. Wow, uite, copilul meu a zis, nu vreau. Oh, copilul meu a spus, nu vreau. We cannot be able to laugh at that. Nu putem lăsa să se întâmple when asta. When a child say, I don't want. Când un copil spune, nu vreau. Stop everything that you are doing. Oprește orice faci. And you look into the eyes. Și te uiți în ochii lui. And you ask the question. Și îl întrebi. What did you say? Ce ai spus? Never say that again. Să nu mai spui asta niciodată. When your father has told you to do something, când tatăl tău îți spune să faci ceva, go and do it. Du-te și fă. Now go and do it. Acum mergi și fă. This is, the child is growing up. Copilul crește. You have got to command your child to listen to you. If the child does not, then the child has got to receive something, not money. Trebuie să îi spui copilului ce să facă. Dacă el nu vrea, trebuie să primească ceva, nu bani.
Train your child. Educați copilul. The word I don't want should never come out of the mouth of the child. Propoziția nu vreau nu ar trebui niciodată să vină din gura unui copil. I was telling my children. Îi spuneam copilului meu. If there is something that I will continue to require from my children is my respect. Dacă e ceva ce să cer în mod continuu copilului este respectul față de mine. I don't care what age he is. Nu mă interesează ce vârstă are. His muscles does not make him to become a father. I'm still the father. Mușchile nu o să-l facă să devină un tată. So eu sunt tatăl lui. He still has to respect me. El încă trebuie să mă respecte. I even tell them, even when I'm going to be walking on three legs. Chiar și când o să merg pe trei picioare. I still need my respect. Încă îmi doresc respectul. I'm the father. Eu sunt tatăl. And I don't compete with my child. Și nu, nu sunt pe competiție cu I love them. Copilul. Îi iubesc. We laugh together. Îi iubim împreună. We can run together. Putem să alergăm împreună. We can do exercises together. Putem să facem sport împreună. And we can jump together. Putem să sărim împreună. We can climb the mountain together. Să ne cățărăm pe munte. They can even look at me and say, "Ah, old man, now you are old." Poți să se uite la mine și să spună, "Oi, acum ești bătrân." I remember at my 50th birthday, Simba had to write a message. La când am împlinit 50 de ani, Simba mi-a scris o scrisoare. Now you are an old man. Acum ești bătrân. We can play together. Ne putem juca împreună. But at the same time. Dar în același timp. Respect still has to remain. Are you following me? Respectul trebuie să fie acolo. This is the reason why I'm saying when the child is growing up. De aceea spun că atunci când copilul crește. When you say go home. Când spui mergi acasă, mergi du-te acasă. And the child says și copilul spune, I don't want. Nu vreau. Don't become a child yourself. Nu deveni tu însuți un copil. And then you say, ah, if the child doesn't want, ce să fac? Și spui, dacă copilul nu vrea, ce să fac? Așa e, așa sunt copil. Vai, asta e să crucea mea, ce să fac? Crucea copil? Look at that child. Uite-te la copilul acela. And simply say, I told you, go. Și să-i spui, ți-am spus să mergi. Go. Du-te. And the child has to know that the tone of the voice is now no longer the same as what it was before. Go. Trebuie ca copilul să observe că tonul tău nu mai este la fel ca înainte. And when the child goes. Și când copilul merge. You know, parcă sună dur, nu e așa? Alo, parcă nu este caracterul lui Hristos. Hai să fim cu caracterul lui Hristos. Ascultați cu mare atenție. Ca să aibă caracterul lui Hristos, trebuie să aibă și autoritate și dragoste. Ai trimis un copil. The moment you send the child to go. În momentul în care ai trimis un copil. And the child goes. Și el merge. Tomorrow. Mâine. I can rest assure you that the child will no longer be able to say nu vreau. Pot să te asigur că mâine copilul nu o să mai zică nu vreau. He will not say I don't want. Nu o să mai zică. Why? Because he knows of what the father did yesterday. Are you following me? Ce a făcut tata ieri. Because the father stood his ground. Pentru că tata a rămas acolo. And then he said, "This is the way we are going." Și a spus, pe aici mergem. And the children have to go in that way. Și copilul trebuie să facă acel lucru. It is important. Este important. That is training the child. Asta îl educa pe copil. Here is another problem that rises in the home. Aici este o altă problemă care apare în cămin. Fathers and mothers do not have the same word. Tatăl și mamele nu au aceeași gândire. On their own children. Asupra copiilor. The father says one thing, the mother says another. Tata spune ceva, mama spune altceva. And then the children are seeing this. Și copiii văd acest lucru. Ei caută cine este mai prost, mama sau tata. Să găsim calea noastră de a ieși acolo. Unde este cel mai prost? Adică, the one who can actually be able to let them to do everything else. Aia este mai prost. O să-l caute pe cel care îi lasă să facă tot ce vor. Acela e mai prost. And so they come to you. Așa că vin la tine. And then they come. Mami. Și spun mama. Da, mami. Uite ce faci, tata, eu nu-mi place. Așa, tata a zis așa. Mami! Și mama zice, vină aici, draga mea. Tu ce ai făcut? Nu vezi că aceasta este copil? La. Și copilul îmi bate, acum am găsit locul mai prost. Acolo mă duc. Ok. Sorry. I was simply saying. Anyway, you already know this.
You know, you have got more education than me. I'm simply saying, when a child wants to gossip about the father to the mother, you, mother, never accept such kind of abuse. Vreau să spun că atunci când un copil vine să bărfească pe tatăl la mama, tu nu trebuie ca mamă să accepte acest lucru. Don't don't accept that abuse. Nu accepta acest abuz. Because that is parental abuse. Pentru că acesta este un abuz parental. When the child knows that I have the right to go and gossip and report the father to the mother, that's a problem. Pentru că atunci când copilul știe că poate să meargă la mama și să vorbească urât despre tată, atunci e o problemă. The moment the child begins to say, listen, mothers, listen. The moment the child begins to say that. În momentul în care copilul începe să spună asta, you as a mother, you have got to say. Tu ca mamă trebuie să spui. What did your father say? Ce spune tatăl tău? You tell the child, go back and ask for apology. Și spui, du-te înapoi și cere scuze. Because what you did was not right. Pentru că ce ai făcut nu e ok, nu e în regulă. That is your father. Acela este tatăl tău. Is there anyone else who is going to listen to your father if you don't listen to your father? O să asculte cineva de tată dacă nu tu? Go back. Du-te înapoi. And not you to go back. No, you don't have to go as a mother and ask for forgiveness for the child. Let the child do that. Nu trebuie tu ca mamă să mergi să-ți ceri scuze de la tatăl. Lasă-l pe copil să facă asta. Let the child go. Lasă-l pe copil să meargă. And when you do that, și când el va face, you know what you are doing? You are training your child to respect your husband and her or his father. Tu atunci l-ai trainat să respecte pe soțul tău și pe mama lui sau ei. Is it making sense? Are logică? Do you get what I'm talking about? Înțelegeți? If a child comes from the mother, dacă copilul vine de la mama and comes to the father, și vine la tata, hey, tata, mama, this one, and then begin to have all those crocodile tears. Și începe să aibă acele lacrimi de crocodil. Lacrimi de crocodil. And, oh, look at this. This is what my mother said. No. You as a father, tu ca tată, you simply say, trebuie să spui, go and wash the place. Du-te și repară. Spală vasele. Spală vasele. Is what your mother said. Așa cum a spus. Go and do that. Du-te și fă asta. You have nothing to do with me. Nu are nimic de face cu mine. Solve your problem with your mother. Rezolvă-ți problema cu mama. I remember one time. Mi-amintesc că odată. I don't know whether it was Tapi or it was Rufi. I forgot. Nu știu dacă era Tapi sau Rufi. Who came and said, you know what? A venit și a spus, tata, I want to go to this place. Tata, vreau să merg în acest loc. And then I ask, what did your mother say? Și apoi am întrebat, ce spune mama ta? He explained. A explicat ceva? And then I said, go and ask your mother. Apoi a spus, du-te și întreabă pe mama. And then he said, dar mami nu mă lasă. Și apoi a spus, mama nu mă lasă. She's not allowing me to go. Ea nu mă lasă să merg. I said, go and talk to her. I-a spus, du-te și vorbește cu ea. But she's not agreeing. Dar ea nu e de acord. Then I said, look here. Și am spus, uite. This, there is only one thing that I can be able to do. Pot să fac un singur lucru. For you. Pentru tine. I will call the mother. O să vorbesc cu mama. I will call your mother. O să sun pe mama. O să chem pe mama. And then she will come here. Și o să vină aici. Where you are. Unde ești tu. And you remain the two of you and you discuss. Și rămâneți voi doi și discutați. And I go. Și eu plec. So that's what I can do for you. Acest lucru îl pot face pentru tine. And I did that. Și am făcut asta. And then he remained with the mother. Și el a rămas cu mama. Credeți, știți pe Precious. She said no. Ea a spus nu. And when she said no, și când a spus nu, the heavens had fallen. Au căzut cerul. Went into the room. A mers în cameră. To cry. Să plângă. To be angry. Era nervos. Got inside, you closed the door. A intrat în cameră și a încuiat ușa. We have no problem with that. Nu avem o problemă cu asta. We have got enough rooms for them to go inside and cry. Avem suficiente camere în care să poată merge și să plângă. So they can go there and then close their rooms and then they cry and they cry.
pot să meargă să se încuie și să plângă și să plângă. And do you know what we do in the house? Și știți ce fac în casă? We continue with the life normally as if nothing has happened. Facem, continuăm viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. We continue to laugh. Continuăm să râdem. And we do our things normally. Și ne facem treburile în mod normal. Then the child realizes. Apoi copilul realizează. It's actually me who is missing. Că doar eu greșesc. It's me who is missing. I'm missing in the joy that they are eu, having. Eu lipsesc de la bucuria care este în casă. So what should I do? Deci ce ar trebui să fac? Let me be able to clean my eyes. Să mă scot pe față. And I go into the house. Și merg apoi în casă. And I continue to enjoy with others. Și mă bucur cu ceilalți. As for us, we don't even talk about it. Noi nici măcar nu trebuie să vorbim despre acest lucru. After we have finished. După ce am terminat. We have given our verdict. Ne-am spus poziția. We have finished. Și am terminat. And we don't change. Și nu mai schimbăm. And then the children know. Și copiii știu. Next time I've got to be in the right position. Următoarea dată trebuie să am poziția corectă. Because my father and my mother will not change. Pentru că tata și mama nu o să se schimbe. Does it make sense? Are logică. So I'm simply saying that we have got to have a position. Ceea ce vreau să spun este că trebuie să stăm la poziție. What is the character of Jesus Christ? Care este caracterul lui Iisus Hristos? Is he loving? Is Christ loving? Îl iubește Iisus pe el? Tell me, does Christ love? Îl iubește Iisus? Is he kind? Este bun? Is he loving? Este iubitor? Is he merciful? Este plin de milă? Is he peaceful? Este plin de pace? But is he also just? Dar este de asemenea drept? Does he know what he's doing? Știe ce face? Does he command? Poruncește el? The answer is yes. Răspunsul este da. The same God, the same Christ. Același Dumnezeu, același Hristos. And so don't take one side. Așa că nu sta deoparte. Don't take only one side and then you think this is the character of God. Nu lua doar o parte și să spui că acesta este caracterul lui Dumnezeu. You should know that God has these two parts. Trebuie să știi că Dumnezeu are aceste două părți. Training up your children. Creșterea copiilor, educarea lor. In the way that they are supposed to go. Educa-i în direcția în care trebuie să meargă. And when they are old. Și când vor îmbătrâni. They will not move away from it. Nu o să se Is there anyone who has any question before we are can pray? Cineva o întrebare înainte să ne rugăm? Today I was just speaking a lot. Astăzi am vorbit foarte mult. Okay. What is the question? Yes. Care este întrebarea? Okay. Se aplică aceste reguli și celor care au deja 19 ani sau doar se aplică doar celor mici? Okay, thank you very much. Do we use the same rules when the child is now 17? Folosim aceleași reguli și pentru copii de 20 de ani? I would want you to understand something. Vreau să înțelegeți ceva. The child is not born 20 years. Copilul nu se naște la 20 de ani. He's born when he's still a child. Se naște cât încă este copil. So you put these rules as the child is growing up. Deci aplici aceste reguli cât copilul crește. And then the child learns by fear. Și apoi copilul învață prin frică. Mixed with respect. Și de asemenea combinat cu respectul. And as you do that, învață frica și respectul. Și pe you reach a time when you cannot even be able to use your hands. O să ajungi într-un timp când nu mai trebuie să-ți ridici mâna. You only speak. Și doar să vorbești. And they understand. Și ei să înțeleagă. So when they are 17, deci când ei au 17 ani, it's no longer the time for you to be using a stick. Nu mai poți folosi un băț. You now have got to speak to them. Acum trebuie să vorbești cu ei. And when you speak to them, reason with them. Și când vorbești și argumentezi. I like it when I reason with my children. Îmi place când am discuții de argumentare cu copiii mei. Because sometimes they come to challenge me. Pentru că uneori vin și mă provoacă. And they say, Daddy, you know what? Și spun, tata, știi ceva? When I become 18 years, când o să ajung să am 18 ani, I will know some things better than you. Știu, o să știu mai câteva lucruri mai bine decât tine. That's what Simba said. Asta a spus Simba. He said, you know what? When I'm going to become 18 years, a spus, când o să am 18 ani, I will know things better than you. O să știu lucrurile mai bine decât tine. Then I looked at him and I said, when you reach 18 years, când o să ajungi la 18 ani, please show me what you know better than your father. Te rog să-mi arăți ce știi tu mai bine decât tatăl tău. I mean, I have no problem. Nu am nicio problemă. That he would know better than me. Să fi știut el mai bine decât mine. Of course, 18 years reached. De sigur a ajuns la 18 ani. He never came back again to say, now I know.
Și n-a venit niciodată să spună eu știu. Because I'm talking about the experience of life. Pentru că vorbesc din experiența, despre experiența vieții. My experience. Vorbesc din experiența vieții, experiența mea. Simba cannot have a better, deeper experience than the experience that I have. Simba nu poate avea o experiență mai profundă decât o am eu. Because my years. Din cauza anilor. Are connected to the experience that I have. Pentru you get what I'm saying? Anii sunt în funcție de experiența pe care. He would know medicine better than me. That's true. El știe medicina mai bine decât mine. E adevărat. Because I did not do that. Pentru că eu nu am făcut asta. But when it comes to the experience of life. Dar când vine vorba despre experiența vieții. I'm still the father. Eu sunt tatăl încă. Îmi place zicala de român care spune că dacă nu ai baterie, ce trebuie să faci? Cumperi. If you don't have an old man, buy one. So I'm already there. He doesn't have to buy one. Eu sunt acolo, nu trebuie să cumpere. So I'm simply saying, when the child is now 17, reason with the child. Când copilul are 17 ani, vorbește cu el. And let's say the child is like Diana. Să spunem că copilul este Diana. And she says, you know, I want to go out. Și el spune, vreau să merg afară. And I ask where. Și eu întreb unde. I've seen a boy, he's so beautiful. Am văzut un băiat așa de frumos. He is very nice. E foarte drăguț. And what do I do myself as a father? Ce fac eu ca tată? I was simply saying, remember what I told you. O să-i spun, amintește-ți ce ți-am spus. I told you number one. Number two. I-am spus numărul 1, number 2, 3. Number 4. Numărul 4. Can you explain me before you go? Poți să-mi explici înainte să pleci? Which of the principles that we have learned that you would want to apply now at this time? Acele principii pe care eu te-am învățat și le poți aplica acum? And then let her speak. Are you getting me, my friend? Și o să las să explice, să vorbesc. Let her speak. Lasă să vorbească. And then when she speaks, și când vorbește, you reason with her. Argumentezi. Sometimes it becomes very tough. Uneori e foarte greu. When the love is in the air. Când dragostea este în aer. It becomes very difficult to discuss with the child. Devine foarte greu să discuți cu copilul. That's where you are going to say. Atunci vei spune. If you want to go and see your boy. Dacă vrei să mergi afară, if you want to see that dacă boy, vrei să vezi, mergi să vezi acel băiat, I will not allow you to go. Nu te voi lăsa să mergi. But I'll let the boy come here. Dar îl voi lăsa pe băiat să vină aici. Tell him to come. Spune-i să vină. I'm here. Eu sunt aici. And he will talk to you. Și el va vorbi cu tine. I have no problem. Nu am o problemă. When the boy comes, când vine băiatul, there is something that you should be able to know. Trebuie să știi ceva. All the hormones are going to be diffused. Toți hormonii o să fie îndepărtați. And then you will come with only the head. Și o să rămână doar intelectul, rațiunea. Numai cu cap. And then when he comes, și când vine, I will simply say, this is the sitting room. O să spun aici, sufrageria. Este sufrageria. Do you want to talk to my daughter? Vrei să vorbești cu fiica mea? Okay, talk to her. Poți să vorbești. She's here. Ea este aici. And as for me, și pentru mine, this is my house. Aici este casa mea. I can go outside and I can come back when I want. Pot să ies și să intru când vreau. M-ați înțeles? I can go outside and I can come back when I want. Pot să ies afară și să vin înapoi când because vreau. This is my house. Pentru că e casa mea. I mean, this is not his house. Aici nu e casa lui. It's mine. Este a mea. So you sit down, talk to my daughter, no problem. Așa că pot să stai jos să vorbești cu fiica mea. I will not have a problem with my daughter. Nu o să am o problemă cu fiica mea. Because she cannot say that I did not allow her. Pentru că ea nu se poate să spună că nu i-am dat voie. I have given you the chance. Talk to him. I-am dat șansa să vorbească cu el. But I want you to speak where I know no demons are going to be allowed. Dar vreau să vorbesc în acel loc în care știu că demonii nu sunt acolo. So you speak. Așa că vorbești. And after finishing, și după ce termin, me as a father, eu ca tată, I can drive the two of you in my car. Pot să vă conduc pe voi doi în mașina mea. And then we go together, we drop the boy. Așa că mergem, lăsăm băiatul. And then my daughter says goodbye. Și fiica spune pa. And then I take my daughter back into the car, I come back. Și ne iau fiica înapoi în mașină și ne întoarcem acasă. What a wonderful father she has. Ce tată minunat are. Do you know where our problem is as parents? Știți unde e problema noastră ca părinți? When the children are too small. Când copiii sunt încă mici. We let them to go. Îi lăsăm să plece. They even sleep in the places where we don't know. Îi lăsăm să doarmă în locuri pe care nu le cunoaștem. With the boys whom we don't know. Cu băieți pe care nu îi cunoaștem. How their parents have trained them.
cum i-au educat părinții lor. We let our children into the mouth of the hyena ourselves. Îi lăsăm în gura hienei noi înșine. And when the child comes back, și când copilul se întoarce, the child is eaten. Copilul este mâncat. And we ask the question, who is to be blamed? Și întrebăm cine e vinovat? It's me. Sunt eu. May the Lord help us. Domnul să ne ajute. I was talking to you. Am vorbit cu voi. And I'm talking to myself. Dar îmi vorbesc și mie. I don't know what Tapi shall do. Nu știu ce o să facă Tapi. I don't know what Rufi shall do. Nu știu ce o să facă Rufi. I don't know what Tino shall do. Sau Tino. I don't know what Nyasha shall do. Nu știu ce o să facă Nyasha. I don't know what Simba shall do. Nu știu ce o să facă Simba. But whatever they shall do. Dar orice vor face. What I'm saying is the truth. Ceea ce spun eu este adevărul. Amen. Amen. Any other question? Altă întrebare? No question. Nu mai sunt. Shall we take this time to pray? Să ne luăm timp să ne rugăm acum. Let us pray. Our Father and our God. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. It is a great joy that we can come together and talk to one another. E o mare bucurie că putem să venim și să vorbim împreună. It is a privilege to become your children. Este un privilegiu să fim copiii tăi. We are so thankful, Lord. Îți mulțumim mult, Doamne. That you give us these wonderful lessons for the training of our children. Că ne-ai dat aceste lecții despre educarea copiilor. But before we can train our children, we would want to be trained by you. Dar înainte să ne educăm noi copiii, vrem să fim noi educați de către tine. Jesus Christ had the first lessons learned from the mother. Iisus Hristos a învățat primele lecții de la mama lui. Sitting at the knees of the mother. Șezând pe genunchii mamei. Being taught to open the scriptures. Fiind învățat să deschidă scriptura. Being reminded of the things that he himself had taught before. Amintindu-se de lecțiile pe care el însuși le-a învățat înainte. He was trained to honor God. El a fost educat să îl onoreze pe Dumnezeu. Please, Lord, teach us now. Te rog, Doamne, să ne înveți acum. To teach our children to honor you. Să învățăm pe copii să te onoreze pe tine. Bless us as your children. Binecuvântați-ne ca copii ai tăi. Sometimes we have got our children who are already off. Uneori avem pe copii care sunt deja plecați. We would want to know how we can be able to raise them up. Vreau să știu, vrem să știm cum să-i creștem. Help us, Lord. Ajută-ne, Doamne. To do all that we can. Să facem tot ce putem. For our children to come back to you. Pentru ca copiii noștri să se întoarcă la tine. In Christ Jesus' name we pray. În numele Iisus ne-a rugat. Amen. Amin. Today I emphasized on the parents and the children. Astăzi am accentuat subiectul părinților și al copiilor. On what the parents should do and what how we are supposed to be treating our children. Ce ar trebui să facă părinții, cum să se comporte cu copiilor. If we shall find another time. Dacă o să mai avem un alt timp. We would need to be learning as to what shall we do with a wayward child. O să învățăm despre ce ar trebui să facem with a wayward child, the child who is already rebellious. Cu un copil care este rebel. What shall we do? Un copil umesc, ce ar trebui să facem? When you know that you have lost everything, you have failed. Când știm că am eșuat și am pierdut totul. And then you see that now you have got wayward children. What should you do? Și vom vedea că avem un copil umesc, ce să facem cu el? We pray that the Lord may be able to give us the chance and the wisdom to be able to learn that. Sper ca Domnul să ne dea șansa și înțelepciunea să învățăm acest lucru. But until then, let's learn to pray. Dar până atunci să învățăm să ne rugăm. Amin. Amin. Timp de pauză și după aceea mâncare și după